De când capul familiei Becali a intrat la închisoare, fetele latifundiarului din Pipera au numai probleme. Imediat după ce a împlinit 18 ani, Teodora Becali, fiica cea mare, și-a luat permis de conducere. Câteva luni mai târziu a fost implicat într-un accident rutier. O persoană a fost ușor rănită. Ulterior, în urma accidentului, bărbatul a primit îngrijire la fața locului, avea răni ușoare, iar în cauză s-a deschis un dosar de cercetare penală, iar în acest moment așteptăm certificatul medico-legal pentru a se stabili cu exactitate numărul de îngrijiri medicale necesare și automat pentru a se stabili încadrarea faptei, iar toate activitățile vor fi realizate sub coordonarea și sub îndrumarea procurorilor de la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 1. Până la finalizarea anchetei, Teodora Becali poate conduce în continuare. A fost surprinsă de paparații de la Click în timp ce se plimba cu bolidul implicat în accident. În dreapta se afla sora ei, Alexandra, care aproape tot timpul drumului s-a machiat.